Hei frumoșilor, mâine o să filmez clip și m-am gândit că ar fi drăguț să vedeți cum se desfășoară lucrurile înainte. Sunt foarte agitată, foarte nervoasă, mă enervează orice. În ultima perioadă am fost foarte stresată fiindcă am filmat într-una pentru emisiune. Îmi găsesc ochelarii de soare și că am lăsat în mașină ca să nu sun nicăieri și... Na, nici nu sunt foarte atentă și de multe ori fiind zăpăcită, uit unde-mi pun lucrurile. Update rapid, am ajuns la promenada, am parcat mașina și la ora 3, programare la unghii și era cât pe ce să uit. Evident, ceva, bineînțeles, tipic mie. Și mi-am luat o geantă super mică în care nu mi-ncape absolut nimic, trebuie să țin și camera în mână și ștampila și știți voi chestii de genul ăsta, Oana mereu se face de circ și de râsul lumii. Da, suntem în mașină. Sunteți și voi cu mine. Ne-am terminat unghiuțele. Le-am făcut puțin mai lungi decât sunt eu obișnuită, pentru că v-am zis, filmez clip mâine. Și nu știu, mi se pare că au alt aspect unghiile atunci când sunt puțin mai lungi, par așa mai elegante, nu știu, mai drăguțe. Se uită lumea cam ciudat, având în vedere că mă filmez în mașină. Dar da, asta voiam să vă zic, merg spre studio pentru că trebuie să stabilim ultimele lucruri pentru clip și alerg după aceea pentru ținute. Update, dacă mă întrebați cu cine filmez, adică cine este personajul care va cânta cu mine, trebuie să vă zic că iau toate grupile, apropo, atâta sunt de proastă uneori. De fapt nu neapărat proastă cât neatentă. Și ce să vă mai zic, așa m-am stresat în ultima perioadă, v-am zis, ați văzut și voi și am primit o grămadă de mesaje pe Instagram în care mă întrebați de ce nu mai postez pe YouTube. Este pentru că efectiv nu am avut timp să filmez și să montez. Pentru că am filmat efectiv într-una pentru emisiune, Nicolai, colegul meu, pleacă în Japonia și a trebuit să filmăm cumva în avans pentru că nu aveam ce să difuzăm la televizor. Și doamna producător a zis, băi copii, trebuie să filmați în avans. Aia e, doamnă, când ai șef, ai șef, n-ai ce să faci. Situația din București este groasă și mă și filmez, adică sunt un pic curajoasă că am curaj să mă și filmez. Hai că am ajuns la studio după 549.000 de ore și după ce că sunt ruptă și nu mai pot de cald, trebuie să urc pe picioare două etaje, adică pe scări. Dar fetelor și băieților, e mai bine că fac și eu puțină mișcare și așa toată lumea zice că trebuie să mă slăbesc. Bună Casey, bună Dodi! Uitați-vă cât de frumos a făcut Dodi în ultima perioadă. Așa e? Da. Și mie mi s-a părut. Nu, dar uitați-vă, chiar este super bine. De ce nu merge lumina aici? Mâine o să vă iau cu mine absolut peste tot, în tot ceea ce înseamnă noul meu clip și sunt foarte, foarte fericită. O să se lanseze aici pe canalul nostru, pentru că așa e, canalul nostru. Și știu că v-am rămas datoare cu un episod de beauty și că și vineri trebuie să postez ceva cu Slăbește cu Oana sau din Slăbește cu Oana. Însă realitatea este că în acest moment sunt praf, dar am reușit să rezolv tot ceea ce mi-am propus astăzi. Vă zic, așa fiindcă... Ce filmezi acolo? Vlog. Așa. Știu că vrei să-mi dai bobornac, așa că... Ți-a zis, Doriana? Da. Trebuia să-l dau în frunte. De asta ai venit, să-mi dai vlog. De ce ai zis? Că îi dădeam acum în vlog dita în bobornacul în ureche. Știam că de asta ai venit. Da. A zis că o să știe când se întâmplă. Mi-a zis că... Pentru cei care nu știu, Oana trebuia să-și ia un bobornac așa tare, în ureche, că mi-a tot dat mie când eram în mașină. Hai, iartă-mă. Nu te iert, îl dau. Bine. Alo, Dodi online pe Instagram. Ia vine, Dodi, să ne spui cu cine lansezi piesă. Să intre pe Instagram acolo, că să vadă. Ai postat acolo cu cine? Da.
E oficialul Instagram-ul official, tău? Official, official, cu 2D. Ok, bine, intrați pe Instagram-ul lui Dodi online și o să vedeți cu cine lansează el piesă. Și am pornit spre clip, este ora 2 fără 10. Acesta este primul look pe care l-am, o să am o perucă, nu vă mirați, am părul ud încă pentru că doar ce m-am spălat pe cap. Și am un look natural. Suntem la cel de-al doilea loc deja, n-am apucat să vă arăt nimic din ce am făcut înainte. Mă filmează prietenul meu Dudu, sau Concita de România, așa cum o știți voi. Ea mi-a făcut și primul look și cel de-al doilea. Asta este cel de-al doilea. Adică nu este așa ciudat să mă filmeze cineva. Primul look a fost o perucă pe care o poartă deseori pe scenă Concita de România. Și acum mi-a făcut un look retro, să zic așa, pentru că ăsta e lucrul pe care îl adopt acum în noul cadru pe care o să-l trag. Dorian, să știi că arăți extraordinar de bine. Tu, să nu pierde de ochi, sunt pe un vlog care filmează cu un ce-ceap extra frumos. Pentru prima oară pe vlogul tău, Ana, o să se audă, cum și noi am avut la un moment dat o asemenea cameră cu un asemenea trepied drăguț, dar care au fost pierdute, din păcate, de curând în taxi. A. Da, Cori. I-am scăzut, într-adevăr, i-am scăzut din salariu de sute de mii de euro lunare, dar tot se resimte pierderea. În orice caz, voiam să-ți... la Oana Radu, vă rog frumos. Stai să facem așa o chestie. Voiam să-ți mulțumesc că facem această piesă împreună și să-ți spun că atunci când o să fii un star internațional, n-o să te uit. Aoleu, îți mulțumesc. Și update de la clip este, nu știu câte ceasul, presupun că abar n-am. 11, 10, abar n-am. Da, cum ziceam, e ora 10 și ceva și încă nu am terminat clipul. Abia sunt la a doua ținută, urmează sau am pe a treia, unde o să-mi schimb și părul. Despre acest videoclip pot să vă spun că filmam cu o cameră pe care n-am mai folosit-o până acum în videoclipuri. Este una foarte șmecheră, pe care o să o iau pentru vlog, costă doar 80.000 de euro și DSLR-ul ăsta nu mă mai satisface, acum o să îmi cumpăr această cameră. Doar n-am timp să o comand, că în rest banii mi-ajung, bineînțeles. Yay, that's me! Trebuie să spun că mă așteptați. Trebuie să filmez. La revedere! Doamnelor și domnilor, este ora 12, sunt trează de la ora 8, machiajul rezistă. Totul rezistă, mai puțin oamenii. Oamenii nu mai rezistă. Realitatea este că toți au mâncat pizza, dar eu n-am mâncat nimic. Am băut un freș de portocale de la Starbucks, ne mulțumim frumos că ne dau așa sănătate curată zilnic. Freșuri, am băut și un latte macchiato, tot de la Starbucks. A fost foarte bine. Lumea noastră se... Ce merge la țigară? Ultima strigare. Hai! Vă aștept acum. Dacă doriți să continuăm această filmare... Trebuie să fac un clip așa, că învățai de aici. Învățai puțin din trucuri. Ia stai să vezi. Mă bate gogul, nu? Pac! Ia uite, fii atent. Ia fi supărat, că te iau într-un clip acum, ești supărat. E supărat, da, stai să plec cu slide-ul de ăla, cum se numește. Dar pe aia mă știu Dodi, mă la cu câinele, cu Petre, mă, Petre. Cristi, nu-i Petre. Gata, mergem la țigară. Că nu se mai poate, fraților. Nu se mai poate, absolut deloc. Vrei să scânt ceva la pian?